Da, bună seara. În primul rând, îmi cer scuze, sunt destul de epuizat după un astfel de meci, care, după părerea mea, e foarte frumos să-l privești, nu să-l trăiești. L-am trăit la intensitate maximă și mă bucur foarte mult că am câștigat cele 3 puncte. În primul rând, trebuie să felicit jucătorii pentru efortul care l-au depus. Au făcut un joc, din punct de vedere defensiv, extraordinar, după părerea mea, chiar dacă au apărut ceva ocazii pe acolo, în special a doua repriză, dar au avut o atitudine extraordinară și asta ne mândrește, pur și simplu. Am făcut o primă repriză bună, din punctul meu de vedere, cu ocazii de gol, cu goluri. Au avut și ei câteva situații de a marca, dar eu zic că prima repriză a fost a noastră. A doua repriză știam ce se va întâmpla în momentul în care le vom da gol sau goluri. Au riscat foarte mult cei de la Craiova și au adus, la un moment dat erau 6-7 jucători în preajma careului. Am fost nevoiți să venim în preajma careului cu mulți jucători și ne-au ținut puțin acolo. Sigur, trebuie să lucrăm la aspectul ăsta, că în momentul în care recuperam mingea, puteam să ieșim cu 2-3 pase și eu zic că puteam să le mai dăm goluri. Deși am avut pe contraatac 2-3 ocazii destul de mari de a închide meciul, practic. Una peste alta ne bucură punctele, dar sigur, vom analiza a doua repriză și vom îndrepta lucrurile. Și rezultatele o spun că acasă sunteți imbatabili. Cred că și publicul astăzi v-a ajutat din nou foarte mult. Da, de fiecare dată publicul e extraordinar. Noi cel puțin venim de la două echipe care n-am avut un asemenea public, Clinceni și Mediaci. E extraordinar și ne mulțumim de fiecare dată. E adevărat că îi împinge și pe jucători de la spate și aici e puțin de discutat, pentru că prima repriză, după marcarea primului gol, puteam să temporizăm puțin jocul, să ținem mai mult de minge, să avem mingea mai mult la noi în poziție, în special în terenul lor, și puteam să facem lucrul ăsta că aveam spații. Dar, sigur, publicul vrea spectacol și te împinge de la spate să te ducă la careu, să-ți creezi ocazii. Aici trebuie să mai lucrăm și aici puțin, că trebuie să mai avem posesie. Chiar fără progresie uneori, dar e bine să stea mingea mai mult la noi. Și așa am stat foarte mult în tranziții, pozitive, negative. Au fost niște probleme medicale înainte de acest meci? Nu știu, ceva probleme digestive, am înțeles. Cheșero nici nu a fost pe bancă. Da, au fost ceva probleme și probabil din cauza unui virus, pentru că și la Cascini a apărut, la Cheșero a fost mai intens. Practic n-am mâncat nimic două zile, nu puteam să ne bazăm pe el. Cascini și-a revenit mai repede, deși a pierdut și el o noapte, nu noaptea trecută, noaptea precedentă, și Vukcevic a avut ceva probleme. Deci nu știu ce s-a întâmplat. De la mâncare sigur nu e, pentru că apăreau mai multe cazuri. Dar asta e situația. Important e că am trecut cu bine peste aceste. În vedere suspendările, cele două suspendări ale lui Bata, galbenele lui Cașini, cred că are 3 deja. Faptul că Isaac demonstrează că e și nu e întotdeauna pregătit de Liga 1. Nu mai încercați să aduceți un mijlocaș central, l-ați băgat azi pe Erico, nu e poziția lui, poate s-a și văzut în unele... Bine, pe Erico l-am băgat astăzi pentru a avea un pic de talie, pentru că deja eram prea mărunței, în ghilimele, pe la mijloc, pe acolo, și faze fixe, cornere, lovituri libere, pentru că au avut pe final, era normal că ne-au dominat să aibă. Sigur, noi, eu știu, poate ne-am mai dori încă un mijlocaș central, dar avem, e Bata, e Cascini, e Matei acolo, e Dezlei care poate să coboare acolo. Niciunul cu talie. Isaac, nu sunt cu talie. Sigur, sunt jucători tehnici toți, dar asta e adevărat, un număr 6 am mai avea nevoie de un număr 6 defensiv, adică să fie genul lui Bata, dacă vreți. Dar vom vedea, vom analiza și... Dacă putem să luăm, sigur, eu personal mi-aș mai dori un număr 6. Ați declarat că acea dominare a Craiovei a fost cumva controlată, vă așteptați la ea, am absorbit-o bine, spunea și de contraatacul că n-am reușit să ne ducem la bun sfârșit, așa cum ați fi dorit. V-ați gândit din punct de vedere a antrenorilor că acea apărare controlată, să zicem așa, acea presiune acceptată, să fi fost cu linia de apărare puțin mai sus, în sensul că să nu apărat de jos, mai ales pe măsură ce treceau minutele din tribune, să vedea că presiunea asupra căruia nostru era tot mai mare. Nu e cumva un risc să ne apărăm pe o perioadă atât de lungă, atât de jos?
Sigur că, da, e foarte bună întrebarea. Sigur că noi ca și antrenori ne dorim să ne apărăm cât mai sus cu, și noi niciodată nu le spunem jucătorilor să intrăm în careu. Dar având în vedere cu ce tip de echipă am jucat, pentru că știți foarte bine, îl știți pe Marius, pe Croitoru, că e totul pe cartea atacului. Mai ales în situația dată, la meciul de astăzi, unde venea după două înfrângeri, știam sigur că va risca totul în momentul în care era condus. Și asta s-a și întâmplat. În momentul în care vin și conduci cu 2-1, 2-0, mă rog, și vine adversarul cu 7-8 jucători în preajma careului, jucătorii noștri sau indiferent care sunt aceia, involuntar se retrag pe zona care o deșește, deci te și împing și ei. Nu mi-a puțin adevărat că e foarte bine să stai cât mai sus. De asta vă spuneam mai devreme că în momentul recuperării, când recuperezi în zona careului de 16 metri al tău, e foarte important să nu joci lung și să ieși cu 2-3 pase. Genul ăsta de echipe, dacă poți să le faci astfel de lucruri, poți să mai marchezi foarte ușor. Drept dovadă că am ieșit de 2 ori sau 3 ori și a avut Raul ocazie, Ademi la fel, au fost câteva, Desley la fel, tot pe un genul ăsta de contraatac. Dar vom analiza foarte, foarte bine a doua repriză, pentru că trebuie să îmbunătățim lucrul ăsta, că probabil vom mai întâlni genul ăsta de echipă. La jocul de pas se va împotra cumva terenul, cum a fost în zona de mijloc? Nu, terenul a fost ok. Ne așteptam să se rupă, pentru că s-au pus ceva brazi de pe el în zona centrală și ne așteptam să fie mult mai rău acolo, dar din fericire a fost ok. Sunt probleme... Sigur, când te domine adversarul, dar eu spun că nu sunt probleme de ordin fizic. Hai să ne aducem aminte de meciul cu Rapid, unde am jucat ultimele minute în 9 oameni de câmp și am ținut Rapidul la ei în teren. Da, dar nu se poate pierde partea fizică în câteva zile. N-are cum. N-are cum să se piardă. V-am mai spus și mai devreme, a fost genul de echipă care la un moment dat au jucat în disperare puțin pe final de meci. În ultimele 20-25 de minute. Toate schimbările care le-au făcut au fost ofensive la ei. Sunt grave problemele lui Aaron și Postolachi? Nu știu, vom vedea. Al lui Postolachi s-ar putea să fie un pic mai, nu neapărat gravă, dar a simțit o înțepătură acolo. La Aaron cred că e numai o contractură. V-am mulțumit intrarea lui Ademi, adică cel puțin... A intrat ceva mai greu în mai joc, greu, da. Dar după aceea a ținut foarte bine de minge. El e genul de jucător care să-l joci la picior și acolo în preajma careului să-i aduci mingile la careu. N-a mai fost cazul, pentru că am fost dominat și n-a avut suficiente mingi. Dar eu cred că dacă va avea minute mai multe și sigur îi vom da minute mai multe, ne vom baza pe el. Mulțumesc, bună seara!